Sal, investitorule, risk takerule, schemerule și țeparule care investești în bani magici pe internet. În istoria Bitcoin, Bitcoin a făcut de fiecare dată chestia asta după halving. Îți arăt exact la ce mă refer și îți arăt ce ni se pregătește mai departe. Nu e ca și cum nu o spun de una în jumate, dar se pare că trebuie să reamintesc pentru toată lumea. Și dacă sunt cumva și femei în audiența asta, am decât un singur lucru să vă spun. Bun, acum că am decis printr-un simplu clip de 10 secunde care este investiția mai bună ca să creezi o relație sănătoasă în care te poți bucura de călătorit prin lume, văzut culturi diferite, experimentat lucruri diferite, ne întoarcem bineînțeles la charturile noastre cu bani magici pe internet. Acolo vrem să fim ori la bal, ori la spital, ori în vacanțe de 12 ori pe an, ori stat acasă 14 ani de zile până mi se dublează bani. Asta fac din tine <laughs> imobiliarele și titlurile de stat. Hai să mergem pe charturi cum am sturat. Aș cuteza să spun că toată lumea face caca pe ea în momentul ăsta și aș avea dreptate cu 100% acuratețe. Bitcoinul nostru a scăzut din nou de la 70.000 de, dolari până la 60.400. E, dacă nu faci parte din comunitatea mea privată și îți las link la sfârșit, aici am vorbit de chestiile astea cu mult înainte să se întâmple. uite -le. În data de 22 iulie, bitcoinul nostru se apropia printr-un, Unile uh, unii ar spune, falling wedge. Patternul ăsta, falling wedge, este un fel de titlul de stat care strage covorul de sub picioare un an mai târziu, când apare Noul titlu de stat este un pattern bearish. E, în același timp în care se construia slăbiciunea aici, exact asta explicam pe Discord, dacă avem varianta 1, continuă push impulsiv și se anulează slăbiciunea mergem mai departe. Dacă nu, rezultă un leg un corectiv. Mai avem de așteptat până ieșim din ea. Și betul meu pe aici era zona de 61-64 de mii. Am făcut update mai departe pentru populație, în timp ce am văzut că toată lumea este iar panicată și vorbeau de războaie și de alte chestii, dar la 70 de mii toată lumea era euforică. Tocmai de-aia intervin aici și arăt chestii pe chart care n-au legătură cu lumea exterioară. Piața face ce piața face. Restul sunt doar narrative. Și o să le discutăm și pe alea imediat. Ai răbdare. În momentul ăsta, asta văd aici, da? Dar hai să mergem live pe chart. Deci pe daily vedem cum stă bine mersi peste 200 mau ăsta de aici. Pe stochastic este oversold. RSI-ul normal nu spune nimic, așa că o să scot. Titlul ăsta de stat la fel nu spune nimic, așa că o să scot. Dacă dăm, de exemplu, pe Ora, hai să vedem și pe un time frame mai mic, pentru că e clar că te interesează time frame-ul mic. De fapt, ia să băgăm noi și rsi -ul. Aici se construiește, bă, nu știu care e antonimul la slăbiciune. Putere? Puternicie, așa o să denumim asta. Puternicie. Ce se întâmplă aici este exact reversul pe care eu îl vedeam sus aici. Adică vedeam chestia asta berici, se construia slăbiciune. Acum se întâmplă invers. Una, două și a treia și vedem cum ăsta merge mai jos. Exact cum făcea aici. Se ducea mai sus și resaiu o lua din ce în ce mai jos. Da? Acum se face exact invers. Asta pe o oră. Aici și pe 4 ore. Poate mai avem niște confluențe. Da, și pe 4 ore pare că vrea să facă același lucru. Chiar dacă încă o dată putem să mai scădem. Până unde putem să mai scădem? Astea nu sunt sfaturi financiare. Nu sunt ca să iei tu longuri sau shorturi. Sunt doar zone de văzut. De exemplu, cum a picat de aici. Zone de văzut. Asta explicam și pe Discord aici. Să nu vă panicați dacă se prelinge chartul la vale. Asta explicam. Doar ca să nu ne panicăm Pentru că odată cu picajul ăsta de aici da, Avem știri foarte berici peste tot Îți arăt imediat la ce mă refer Recesiune, toată lumea strigă Recesiune în sus, recesiune în jos Războiul este pe cale să înceapă mâine Deci piețele trebuie să facă... Nici o treabă. Chartul ne zicea că se vor întâmpla chestiile astea. La fel cum aici am crescut, se auzeau mai știri pozitive, acum că scădem, se aud mai știri negative. Și dacă luăm, de exemplu, un Fibonacci care este respectat la minut și la preț, vedem cum în momentul ăsta am respins practic de aici și stăm peste 0,5. Dar dacă ar fi să mă gândesc la un target mai... Uh, am anunțit un pic, ia să vedem, la urm, ultima scădere ce s-a întâmplat. A fost la 0,5 ăsta, de exemplu, până să urcăm iar la deal, dar pare că mai trăgea un pic spre un 0,618. Asta aș vedea aici, pe tavă, în momentul. Dacă punem un Fibonacci foarte, foarte simplist, suntem pe 0.5 dar potențial de Golden Packet la 59.400 ba chiar dacă ești mai și un pic, 56.800 nu le văd neapărat luate pe astea. Zic doar în caz că se întâmplă în caz că încă o dată, ne mai prelingem un pic la vale așa pe aici și mai stăm un pic pe aici. O să auzi știri din ce în ce mai negative și asta vrei să auzi. Hai să-ți arăt la ce mă refer. Chestii pe care le vorbesc la încă o dată, la mine în comunitate, dar hai să nu ne grăbim. Uite ce se întâmpla în ianuarie, odată cu lansarea ETF-urilor, scădere de 21% pe Bitcoin și în perioada asta se discuta numai despre recesiune. Înțelegi tu ideea mătăluță? Deci când s-a discutat despre recesiune la cel mai înalt nivel, adică 100, deodată așa, deci pur și simplu deodată, literalmente a început să o ia randeaua în direcția cealaltă. Acum, deci în momentul ăsta avem iar, uite, discuții de recesiune din nou se îndreaptă către 100. Dai pe Google Trends și te uiți singur. Worldwide, astea sunt discuțiile care se întâmplă la momentul actual. Ei, ce s-a întâmplat anterior, da? Deci după ce am avut chestia asta, între 11 și 17 februarie, Bitcoin deja ieșea din range-ul ăsta și pleca parabolic mai sus. E, asta e doar o confluență la care eu mă uit, pentru că chartul încă o dată îmi zice foarte multe chestii și mi le spune de foarte mult timp. Bitcoin face chestia asta de fiecare dată, mai ales după halving. Uite, hai să scoatem tot, să nu trebuie să mă crezi pe cuvânt și mergem și verificăm chartul. Halvingul din 2020 a fost aici, în mai, exact aici. Ce am avut? Am avut numai chop, consolidare, timp de destule luni, până în octombrie 2020. Ei, dacă mai ții minte un clip de acum un an de zile, aici se vorbea în continuu de recesiuni, Fix în perioada septembrie, ceva de genul spre octombrie. Exact la același nivel. Nu mai discuti despre recesiune. Ce s-a întâmplat după nu mai are sens să-ți mai zic chiar nu mai are sens să-ți mai zic. Tocmai de asta și în timp ce o grămadă de lume vorbește despre mid-cycle top. Frate, meu, mergem așa și bull market adevărat merge de-abia spre 2025 la sfârșit de an. Atunci este topul, frate, meu, nu știi tu, în noiembrie, decembrie 2025. Așa trebuie să fie. De ce? Pentru că și ciclul trecut a fost la fel. Mid-cycle top și de-abia după aia a venit. Și acum întrebarea mea este către toată lumea. De ce n-am avut un mid-cycle top și în 2017? Știi ce zic? Acum toată lumea pune pe chartul ăsta ratele de la Fed. În timp ce noi le puneam de aici, de aici ne uitam, bă, urmează creșteri, de ce? Pentru că știau să mențină ratele, piața o să facă chestia asta, narrative, chestii, nu știu ce. Acum lumea pune chartul ăsta și zice în felul următor. Suntem aproape de tăieri, înseamnă că mergem mid-cycle top, bro apoi mergem în jos la zona asta și după aia mergem mai departe. E, ăsta era și scenariul meu când vorbeam aici de el. Deci aici vorbeam de scenariul ăsta și acum că toată lumea vorbește despre el, ghiște, Părerea mea este că nu o să se mai întâmple. În plus, avem și niște chestii aici, niște nivele Fibonacci care sunt respectate din ce văd eu. Pe un Elliot Waves foarte, foarte simplist avem aici Wave 1, 2, 3, 4 și după 4 vine 5 cel mai agresiv cel mai rapid în sus. Și aici sunt niște reguli, uite care este una din reguli. În valul 3, cu retragere spre valul 4, n-ai voie să vezi retrageri mai mari de 50%. Ei, noi unde suntem acum? Am pus Fibonacci, prima atingere a fost la 0.236, aici la 56 mii. a respins-o foarte, foarte rapid, s-a mai sus, următoarea a fost și un pic mai jos. Ca valul ăsta să fie în continuare adevărat, se poate ajunge și până la 49.000 de dolari. Deci poate să existe retragere de 23.6%, chiar și 38.2%, dar nu mai jos de asta și este încă un val 4 corect de retrage. Deci tocmai de aia nu văd de ce să mă panichez acum. M-aș fi panicat dacă eram aici, adică să fi văzut deja tăieri, 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 tăieri. Soft landing, aici era momentul de panică pentru mine. Aici aș fi spus, ok, mid cycle top sau topul adevărat sau... Dar până nu sunt aici, lumea acum spune că o să taie pur și simplu mult deodată până la zero, ceea ce încă o dată, nu este relevant, nu este adevărat. Și lumea caută narrative pentru care să fie beriș acum. De ce? Pentru că pare că ăsta merge în jos, în mid-cycle top, bro. Și narrativele, bineînțeles, doesn't fail to deliver. Ia uite, discuții la all-time high despre recesiune, discuții despre mid-cycle top pe chart. Frate meu, e ca în 2019, ia uite, ăsta e topul, gata, s-a dus și facem așa ușor și de-abia bull market vine aici. Știi ce zic? E, în același timp în care, încă o dată, chartul îmi spune cu totul altceva, mie cel puțin. Și încă o chestie interesantă pe care eu personal o văd pe chart, avem așa un 1, 2, 3, 4, 5 o să fie cel mai agresiv. E, multe dintre altcoinuri, de exemplu dacă punem, ce altcoin să punem aici jos? Nu Bitcoin Bro. Uite, hai să iau unul care, sau pe care eu nu l-am în portofoliu ca să nu fiu biased. Hai să nu-mi zici mie că mamă, e gold tău, că m-ai omorât, că sigur te plătesc ăștia. Ia-ți o Tesla, dă în cu ea, stai liniștit, tu te zbag DOT. DOT USD. E, ce văd eu aici? Da, deci încă o dată. 1, 2, 3, 4 și lipsește 5. Ce văd aici? Pentru că am avut un lower low aici, da? Aici s-a terminat părerea mea. bottom care a venit încă o dată, mult mai târziu, a venit aici, în valul 2 de la Bitcoin. Reține chestia asta. Eagle arată la fel, Filecoin arată la fel, aproximativ cam toate mid capurile, large capurile arată asemănător, mai puțin Ethereum, da? Când Bitcoin făcea valul 1, 2, astea făceau lower low, depresie aici, da? Și când Bitcoin a început să facă 2 și 3, astea au început să facă 1 și 2 de abia. Asta văd aici, da? 1, 2 cu lag. Apoi când vine 5 pe Bitcoin, astea de obicei fac 3, care este este cel mai lung val și aduce cele mai mari gainuri. De obicei, da? și apoi să vină și 4, ăsta să facă chestii corective la modul ăsta și astea să-și facă și ele 5 și după aia baftă. Da, deci totul vine cu lag. Când s-o întâmpla? La sfârșit de an, acum, la început de 2025, vedem. Dar cred că nu mai avem mult. Suntem de prea multe luni în consolidarea asta și putem să mergem chiar și până septembrie, chiar și octombrie. Nu văd să mergem până acolo, dar încă o dată orice e posibil, dacă dai timp pieței să-și facă numărul. Asta văd pe altcoinuri, dar în principiu plecând de la Bitcoin. Deci trebuie neapărat să știm ce face Bitcoin. Și asta face Bitcoin mereu. Consolidează după fie care halving, la fel cum a făcut și în 2016, uite aici aici a fost halving-ul, a consolidat până în septembrie inclusiv dar trendul încă o dată era la deal. Scăderea pe atunci ia să vedem cât a scăzut 40 ceva la sută? 40% Ei, la noi acum scăderea a fost mult mai mică pare că vreo 27% în total, da, 27% le visez pe astea, pe bandă rulantă, încă o dată dacă valul 4 ar trebui, dar ar trebui să se întâmple foarte repede, părerea mea e că nu mai vedem chestia asta dacă ar fi venit scăderea asta, da pe valul 4, trebuia să o vedem foarte, foarte repede. Cum am avut în pandemie sau cum a fost aici. Foarte repede, nu în 5 luni. În maxim, cât a fost aici? Iunie, august. Adică în maxim 2 luni. Pentru că am stat aici 5 luni de zile în range-ul ăsta. Nu văd să, pur și simplu, nu văd să meargă mai jos. Lumea vede, bă, trebuie să luăm ăsta. De ce? Păi aici e lichiditate multă și după aia dacă respingem și dacă și cu parcă invalidare de preț, eu nu am invalidare de preț, am doar invalidare de timp. Restul, uh, ratele de la Fed, yield curve inversion, toate astea sunt doar narrative ca lumea în majoritate să fie atente doar la ele. Și să nu se mai uite la chart. Asta este cea mai mare greșeală. Așa am reușit să călărez varurile astea până aici și în continuare să-mi adaptez planul pentru că dacă se tăia aici, de exemplu, ok, aș fi fost aici de acord cu un mid cycle top pentru că era timp pentru chestia asta. Dar pentru că nu s-au tăiat ratele, reține chestia asta, că o ziceam de foarte mult timp, cu cât rămâne mai mult pe ratele astea netăiate, cu atât merge mai sus. Înțelegi ideea? Deci dacă se întâmpla chestia asta aici, în martie, eu vindeam tot aici. Aș fi vândut tot n-am făcut chestia asta, am vândut doar 15-20% și din alțuri la fel, ca să reintru în alțuri, nu în Bitcoin. Atenție, mare atenție. Eu nu mai cumpăr Bitcoin aici pentru o mișcare de extra 100%, să zicem. Crește riscul. Mișcările cu Bitcoin le-am făcut aici. Ultima a fost exact aici, dacă mai ții minte, cu dezastrul cu USDC-ul, vorbit de recesiune și pe atunci, aceleași discuții cu Mount Gox și cu guvernul Americii care vindea, astea au apărut și pe aici, cu guvernul Germaniei, cu Mount Gox din nou, acum discuții de recesiune. Bă, play urile sunt aceleași, sunt aceleași reguli să ne facă pe noi să uităm ceartul în pana mea și să ne uităm numai după narative. Narativele sunt preluate de către majoritatea populației și ajung foarte, foarte comune. Tocmai de aia vreau să joc împotriva narativelor. Tocmai de asta aici n-am mai cumpărat Bitcoin, am intrat în nu mi-am făcut intrările în continuu. Și încă mai am cash. Cashul nu trebuie să dispară niciodată pentru că întotdeauna se poate duce mai jos prețul. La fel și când trebuie să vinzi data viitoare neuforie. Niciodată nu vinzi de toți banii în primul pump agresiv. Păstrezi procente ca să vinzi probabil și mai sus. Chiar dacă știi că s-a terminat ciclul. 10%, 20% trebuie să lași acolo că nu se știe care dintre ele te vor surprinde de plăcut mai departe. Și să vezi cum bagajul la de 15% lăsat pur și simplu degeaba și restul stat în cash, bagajul ăla de 15% mai face un 3x. Pur și simplu n-ai de unde să știi. Tocmai de aia e bine acum. Dacă este cu adevărat cum zic eu, valul 3 4 la Bitcoin, valul 1 cu 2 la mid cap și large cap. -uri. 3 este cel mai lung și aduce cel mai margini. Ca după aia, dacă e să mai las un bagaj să fiu plăcut surprins de moneda mea internațională care se numește Eagle sau Jasmine sau Chainlink sau ce mai vrei tu nici nu contează. În primul și în primul rând trebuie să știm ce face Bitcoin și Bitcoin face asta încă o dată. De fiecare dată în istorie, de fiecare dată face asta pentru luni bune de timp. Chit că se întâmplă de acum, următorul pump chit că începe din octombrie, nu mă interesează. Părerea mea este că suntem pe grafic și părerea mea este că prea se discută despre aceleași lucruri. În schimb, în același timp, fac predicții de miese pe nas, inclusiv în piețele de capital. Uite ce ziceam în uh, iulie 5. Ar fi important să recitiți uh, handicapatul ăsta de thread. Știți ce zic? Ca să vă readuceți aminte, pentru că uitați și prindeți narativele, le ingurgitați și uitați care e planul, uitați să vă mai uitați pe un chart și să nu uitați că atunci când avem euforie și creșteri, o să apară știri pozitive. Alea prin cel mai bine. Și apoi când avem scăderi, de exemplu cum a fost aici, dita mai scădere, ia uite, ia uite cât mai scădere a fost. Bam! Te mai dată? De aici, tocmai de aici de sus, bam, până aici, dita mai scădere. În timpul ăsta, ce știri au prins? Război, recesiune, Mount Gox, guvernul mele. În același timp în care, încă o dată, anunț din iulie 5 că o să vină sezonalitatea slabă pe S&P, și începe rotația către Bitcoin. Ia să vedem cum stăm cu S&P-ul. Oh, nu! Ca și cum cineva a programat chestia asta. După un ceas elvețian furat de un român în vama veche. S&P-ul în timpul ăsta a scăzut cam cu aproape 7%. 7% în S&P înseamnă undeva la 2 trilioane 900, 2,9 trilioane de dolari scoase din S&P. Chestiile astea nu sunt ca niște predicții. Asta este piața, fraților. Asta face piața din noi. Când pompează sau când face dump, asta încerc să vă arăt de foarte, foarte mult timp. Vedem cum și în timpul ăla, de când anunțam că, bă, începe rotația, da? Bitcoin a crescut cu 30%, ca mai apoi să scadă un, cât înseamnă aici, 10%, care este o mișcare naturală, încă o dată. Poate să facă chestia asta, val 1, 2 și după aia să continue cu 3 sau poate chiar să facă chestia asta și să meargă mai jos și încă este valabil time frame ul mare. Orice ar face, tocmai de aia nu fac leverage trading decât foarte foarte, rar. Doar când văd sângele ăsta pe stres, doar aici și mă bag doar în longuri. În short m-am băgat doar pe mincoin și pe Solana când Bitcoin făcea chestia asta de aici, timp în care la fel și aici vedeam slăbiciune. Aici vedeam scenariu ăsta, ceva de genul după aia încolo, mi-a fost invalidat cu încă un leg down. Asta este singura diferență. La fel poate fi și aici, dar pare că deja toată lumea, sincer zic, toată lumea face desenul ăsta acum. Bă, suntem în ăsta și o să facem așa până la nesfârșit, fraților. Sunteți pregătiți de scenariul ăsta? Mid cycle top cu chop chop ăsta până în 2025, prima jumătate și de-abia după aia în noiembrie avem vârful, băi nu știi tu, bă. e Asta face practic acțiunea de preț din sentimentele tale. Tocmai de-aia trebuie să fii un sociopat, un zero-empat, un psihopat orice cu pat la sfârșit. Pentru că patul ăla de la sfârșit nu vine de la altceva decât, bă, domn liniștit noaptea, pentru că nu mai stau să-mi verific sentimentele pe chart. Văd chartul și apoi știu ce sentimente urmează. E, dacă ăsta face valul 1, 2 aici și mergem în 59K, în Golden Packet, și după aia de aici facem valul 3, în zona aceasta, sunt curios ce fel de știri o să vină aici. Sunt curios dacă cineva o să vândă sau o să zică New Paradigm, gata, nu mai o să pompăm în continuu până în noiembrie de aici. Nu mai există mid-cycle top, s-a terminat brutul. Nu știi cripto, eu sunt de 18 ani în cripto ăsta, cu din gură, voi, nu te mai băga tăi, este noi. În același timp în care oamenii ăștia care țipă acum gen la modul ăsta, ei zic că mergem așa, ca un acordeon până la 25K și după aia în uh, sfârșit de 2025 o să avem chestia asta și ăsta e bull market-ul adevărat, așa arată un bull market adevărat. Tu nu știi, voi, nu știi tu. Lasă-ne pe noi, înțelegi ideea? E, dacă vrei să purtăm discuțiile astea mult mai amplu și mult mai din timp Și vorbim și despre stock market Uite aici, de exemplu, am pus faza cu decuplarea S&P-ului cu Bitcoin Și de obicei după ce vine decuplarea asta care a avut loc de multe ori Încă de la bottom Bitcoin am avut patru decuplări, inclusiv cu asta Adică S&P-ul mergea mai sus, Bitcoin făcea or low După aia Bitcoin avea o grămadă de timp să facă catching up Adică să prindă din urmă agresiv, deci mult timp Deci avem ferestre foarte îngustă puste de timp aici când se decuplau. La fel și aici, deja decuparea pare că e gata. Ăsta a luat un sus, S&P a luat un jos de la vârf și acum se rotesc gainurile. Atât. Și urmează ca Bitcoin să livreze gainuri mai mari. Ia de simplu. Mă rog, pentru mine. Pentru că n-am viață personală și stau doar pe chart toată ziua. Ca după aia să intru pe Twitter să văd Bro, nu știi tu, uite recesiune, uite chestii, uite ratele Fed din 2019. Păi bă, eu când vorbeam de chestiile astea, voi păi, ce făceați, bă? Nu mai contează. Tocmai de asta, dacă vrei să iei parte la discuțiile astea cu mult timp înainte, intră pe notorius.io, să faci abonament, ai link în descriere. Discordul este doar una din părțile componente pe care le primești. Cel mai bine te duci pe site, după ce îți faci abonament, vezi jocul de lichiditate, la e cel mai important. Am luat 100 de ani de cicluri ca să văd exact cum s-a comportat piața în funcție de economie, predicția ale economiștilor, ratele Fed, ilduri, DXY, ce vrei tu. Apoi te duci la analizele lunare, care sunt multe ale dracu, dar trebuie să le vezi pe toate. Pentru că acolo sunt toate detaliile astea, cu toate scenariile posibile ca să știm, să nu cumva să nu vindem în euforie și să ne prindă după aia downtrend. Și ghișii acum suntem într o panică imensă, suntem la extreme fear. În niciun caz nu este topul. Acum, o să vezi în analize de pe site, mai ales în ultimele două update cam care sunt preconizările mele pentru piața asta extraordinară de bani magici pe internet. Și apoi vii și pe Discord, aici discutăm chestii, foarte activă este lumea, ne uităm la lichiditate, ne uităm la economie, ne uităm la toate chestiile posibile. Și avem și un subcanal aici unde mai fac analize de astea pe low time frame sau mai vezi niște monede sau de exemplu PayPal când era la 60-59 de dolari, mi-am pus targeturile, am început să pompeze și ăsta, etc. Deci, nu vii să-ți vând cursuri, frate. Am vândut cursuri în 2021. Toată industria asta e o șerpărie, nu mai vreau să fac parte din ea. Nu faci altceva decât să plătești o subscripție lunară ca o donație universală ca să mă vezi pe mine cum îmi risc banii și în ce și când vreau să ies. Doar că ți explic în analizele astea lunare și de ce iau deciziile astea. În baza a ce? Pentru că nu este de ajuns părerea mea să faci analiză tehnică și atât. Trebuie să corelezi asset-uri din economie. Pentru că dacă ceva scade undeva, altceva crește în altă parte. Ăsta este echilibrul pieței pe care eu l-am studiat de un an jumate, cel puțin de mai și pe ochi. Asta vii să vezi la noi pe site. Suntem vreo 2000 ceva de oameni, unul mai sociopat decât altul, pentru că ăsta este statusul cu care trebuie să te menții în societate ca să poți să faci bani în piețele astea. Deci dacă vrei să te alături, eu. link în descriere, plus alte recomandări. Ne auzim, adio!